Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să fac o salată, o salată de vară, care mie îmi place foarte, foarte mult și m-am gândit de ce să nu vă arăt și vouă. Poate vreunuia îi place și o va face. Cu speranța că mă veți urmări de la început la final, eu vă rog să nu uitați să vă abonați, să dați like, să faceți distribuire. Cum vă spun de fiecare dată, toate acestea pe mine mă pot ajuta să merg mai departe. Dragii mei, haideți împreună cu mine în călătoria mea de gătit să vedeți despre ce este vorba și ce am nevoie pentru a-mi duce la bun sfârșit această idee pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Pentru această rețetă o să am nevoie de roșii, am 500 de grame de roșii, un ardei, fiind foarte mare, eu l-am tăiat pe jumătate, acesta este un ardei normal, o să mai am nevoie de oțet 25 de ml, 30 de ml de apă, 50 de ml de ulei, două lingurițe de zahăr și una de sare și 4-5 căței de usturoi. Ai mei fiind un pic mai mici, am pus mai mulți. O să mai am nevoie de pătrunjel și mărar. Eu mărar aici nu găsesc, așa că o să pun doar pătrunjel. Voi, dacă sunteți acasă și vă place această rețetă, puteți să puneți mărar, pentru că îi stă foarte bine și cu mărar. Dragii mei, o să încep să fac această rețetă, să vedeți despre ce este vorba. Și o să pun prima dată uleiul, oțetul, apa, sarea și zahărul. O să amestec bine până când se va topi sarea și zahărul. Am făcut sosul, o să-l pun deoparte. Și o să dau pe răzătoarea mică ardeiul. Am luat toată pulpa, a rămas doar pieliții. Am terminat cu ardeiul și o să încep să tai roșiile, să le pun în, au fost spălate, să le pun în bol. Nu le tai foarte mici. Am terminat și cu roșiile, o să le pun și pe ele în bol. Acum o să pun usturoiul. O să toc și pătrunjelul, care și el a fost spălat. A venit timpul să pun și pătrunjelul. Rețeta originală are și ardei iute. Eu nu pun în general ardei iute. Sau dacă pun, pun foarte, foarte puțin pentru că nu-mi place. Astăzi o să pun pentru voi, ca să știți cum este rețeta originală. Pun puțin. Atât, este foarte iute, nu mai pun pe celălalt. Și acum, să amestec un pic toate ingredientele, după care o să pun sosul. Eu am făcut un pic mai mult, nu o să-l pun pe tot. Opțional, se pot pune și semințe prăjite sau, în cazul meu, susan prăjit. Mie îmi place foarte mult susanul și o să pun foarte puțin susan acum, după care în farfurie, atunci când îmi mănânc, pe deasupra eu mai pun susan, pentru că îmi place. V-am spus, este opțional pentru cine vrea. Dragii mei, pentru acum o să acopăr salata mea cu o folie de plastic și o să o dau pentru o oră la frigider. După care va putea fi servit. Așa arată salata mea. Am scos-o din frigider după o oră. Este foarte bună, foarte gustoasă și, v-am spus, eu mănânc cu o felie de pâine, este foarte sățioasă. Sper că v-a plăcut rețeta mea pe ziua de astăzi. Așa cum v-am spus, v-am arătat o rețetă ușoară de vară, o rețetă de salată pe care o puteți mânca cu ce vreți voi, cu pâine, cu orice, orice vă place.
Dragii mei, dacă ați ajuns până în acest moment, vă rog din suflet, nu uitați să vă abonați, să dați like, să faceți distribuire. Cum vă spun de fiecare dată, toate acestea pe mine mă pot ajuta să merg mai departe cu canalul meu. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat, care mă susțin. Îi rog pe cei care se uită și care încă nu s-au abonat să se aboneze. Nu costă absolut nimic, doar o secundă din timpul lor pentru a se abona. Altceva nimic. Dragii mei, vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămâi buni!